Acuzat? Sunteți chemat pentru judecată. Gata. Acuzatul se numește Serghei Dâm și are de stat la shopping cu soția 7 ore. Acuzațiile aduse inculpatului sunt tentativă control card, încercare de fraudare a cumpărăturilor, înșelăciunea cadoului oferit, tentativă de umor bădărănesc, au, și cea mai gravă, omucidere a pasiunii în patul conjugal. E cam grav, domnule Dâm. Domnule Dâm, de cât timp n-ați mai fost atent cu nevoile soției? Onorată instanță, vreau să vă mărturisesc că n-am avut timp. Cu ratele, cu munca, credeți-mă, efectiv, nu am avut timp. Aceasta nu este o scuză. Cum adică nu ați avut timp de propria iubită? Ați încercat măcar să-i luați cadou pe 14 februarie? Da. Și ați luat? Nu. Ați mai avut a doua șansă pe 24 februarie. Nici atunci nu i-ați luat nimic? Nimic. Și după toate acestea, ați mai avut și a treia șansă. Domnule Dâm, spuneți-mi, ați încercat măcar pe 8 martie să-i luați ceva clientei mele? Nu. Aici, de fapt, mințiți, pentru că la mine în dosar scrie că ați vrut să-i oferiți același cadou de anul trecut și mai mult de atât, nu că l-ați cumpărat dumneavoastră, ci l-ați furat pe cel de anul trecut, vi l-ați asumat, i l-ați oferit și ați sperat că nu-și dă seama. Nici măcar nu l-a deschis, doamna judecător, credeți-mă, dacă n-avea bonul de anul trecut, nu și-ar fi dat seama că e ăla. Credeți-mă. Asumarea cadoului din anii trecuți cu circumstanțe agravante. Credeți-mă, nu a fost cu rea intenție. Domnule inculpat, aș mai vrea să vă mai pun o singură întrebare. De cât timp sunteți împreună? Onorată instanță, clientul meu crede că acest detaliu nu este relevant. Domnule inculpat, știți sau nu? Bă, să știți că de obicei ea îmi șoptea chestia asta. Atunci dânsa e complice la faptă, deci se reduce din pedeapsă. Onorată instanță, vreau să vă mărturisesc că clientul meu este un cetățean, pardon, un soț model. Spală tot timpul toaleta, lasă tot timpul capacul de WC-ul sus, pentru că îl face pipi de jos, nu de sus. Niciodată nu bea bere cu băieții peste ora 9, 9 seara, nu dimineața, tot timpul răspunde la telefon când sună soția. Gătește ocazional, e adevărat, ocazional, dar gătește. Trebuie să ținem cont de aceste aspecte și ar trebui să nu-i dăm o sentință foarte dură. Instanța va delibera în câteva minute. Domnule Dâm, ați fost găsit vinovat, iar raportat la câți bani aveți pe card, sentința este de 12 ore în mol cu soția. Nu! Păi da, au trecut abia 3 ore. Circumstanțe atenuante. Păi da, noroc că am intrat adânc în economiile tale și na, am intrat adânc și în mașină. Cum adică? Da, am lovit o parcare. La oripioară. Mi-ai lovit, prințesa mea, ai iubirea mea cu tenul perfect. Află că acum are niște riduri, sărac. Lasă-te așa, nu contează, e ok. Hai, când să mergem acasă, promit că o să fiu ok. O să învăț zilele din naștere și zilele din menstruație. Dacă e nevoie să mai dau și zile de la mine, numai să fie așa, sunt zilele. Hai, te rog să mergem acasă, că am luat și de 8 martie și pentru tine, și pentru mama, pentru toată lumea am luat. Și pentru mama ai luat? Mama mea? Mama mea! A ta? Deci mama mea este și mama ta. De 8 martie ziua mamei. Ia zi, ei lua ceva mamei noastre? N-am luat. Hai să mai stăm 3 ore.